Tu e nu știe pe Dănuța. Dănuța mea e, mamă, dacă o vezi, de o frumusețe de femeie. N-are, nu e înaltă, e minionă, dar are niște ochi verzi, albaștri, e mic de ala. Și el o știe pe Dănuța, cum să nu știe pe Dănuța? Da. Tot, adică, na. Mamă, ce mișto e Dănuța mea. O, sun! Sun-o. Love. Oh my god. Nu ai răspuns? Nu. 90 de mesaje de te iubesc. Bă, și apucăm pe tot romantismul pe primul 100 de metri. Îmi place mie asta la tine cu... Dar nu știu, eu ți-am zis că așa o să facă. Dar știi ce putem face? Eu zic să mergem la poliție și să-i cerem ordin de la de restricție. Ce poliție, mă? Ce ai nebunit? Nu merg la nicio poliție. Mă duc eu peste el la cafenea și vorbesc cu el, că nu îmi plac fazele astea. Mai bine. Mai bine, da. Ce? Vrei să merg cu tine? Da. Mă? Da? Stai măcar să termin și-o urmă. Este, mă. Ne-am adunat aici în această zi minunată ca să ne strângem și să mergem să căutăm pe Dănuța mea. Primul care o găsește are de la mine un box de tricouri chinezești originale și două cutii de bețișoare parfumate tot chinezești. Dacă nu o găsiți pe Dănuța, măcar să îmi ziceți adresa lui Toma ăsta fără de ouă. Potolește-te, lasă că mă duc eu, du-te tu. Ce faci, mă, băiatule? Dă-te, mă, jos de acolo. Uite, că așa e în viață, bărbații ăștia frumoși și familiști n-are noroc. Dă-te jos de acolo. Că oricâte cutii de califie chinezească ai vinde, pentru femeia ta nu e niciodată de ajuns. Mario! Băi, Mario, dă-te jos, te rog eu mult. Domnul Mario. Ce are el? Și nu a mea. Stai jos. Ce are? Dacă mă pupi, Dănuța. Ia, mine, ia vezi. Ia mâna de pe mine, șarper, ia tu! Mă, ești ok? Mario, ești ok? Ești ok? Ești ca lumea? Dănuța, trei cuvinte. Terapie. Mulțumesc frumos. Ține mașina. Aoleu, dar ce-a pățit? Și-a luat perversa direct în față. Ușor, încet, cu calm. Trebuie întins undeva neapărat. Să-l întind aici, dar stai liniștit că-l întind. Unde mă duci, bestie? Acasă, bestie, haide, să stai liniștit. O mai știe de viața lui ăsta. Lasă că-i explic eu, pa! Unde să... Haide, lasă! Emil, hai, odihnește-te, odihnește-te. O să am nevoie de mâncare în față, așteaptă lumea, vă rog mult. Ce faci, mă, Cristina? Ce ai am băut ceva stricat? Să nu spică de la mine, pentru că nu ai cum. Nu știu. Auzi, de ce cred? Na,
scuze. Okay. Și cred că Flavius, cred că vrea să întorc la Angelica. Așa cred. Nu, crede-mă. Flavius nu mai are absolut nimic pentru Angelica. Zici? Da. Auzi, cum puteți voi să fiți prieteni? Nu te dezamăgește niciodată. Eu cred că cu Flavius am, nu știu, am eu o altă relație și cred că știu cum să-l iau. A, da. Și cred că am și harul ăsta de la Dumnezeu. Ai tu harul ăsta? Ce drăguț!